Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Leu, ascendent în Zodia Leu. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Înainte de toate vreau să vă reamintesc că este o etalare generală și vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Haideți să vedem. Zodia Leu. Ok. Primul card a ieșit, poate pentru unii dintre voi cifra 55, 10, 5 are un rol important, are o semnificație importantă, un mesaj, un sfat pentru Zodia Leu. Ok, și cifra 6, 18, luna iunie, luna mai. Arcanghelul Gabriele, te ajută să vorbești într-un mod mai deschis și să spui adevărul cu hotărâre și gentilețe. Cere inspirare pentru operele tale, pentru discursurile și pentru hotărârea care o vei avea în public. Deci, oamenii mei dragi, cred că în această săptămână veți intra în contact cu multă lume, va trebui să să vorbiți, să fiți mai deschiși, să vă spuneți punctul de vedere, să spuneți adevărul dumneavoastră cu mai multă delicatețe, cu mai multă hotărâre și cereți inspirarea în opera dumneavoastră, în discursurile voastre, în a vorbi în public Arcanghelului Gabriele, că el vă va ajuta. Și îmi spune că noi îngerii avem nevoie să vorbim cu tine. Wow! Poate vei simți o voce interioară drăgăstoasă, un mesaj în mijlocul altor persoane care ți se va părea direct ție sau o melodie care va răspunde la rugăciunile tale. Deci veți primi un mesaj în diferite moduri, poate în vocea noastră interioară, poate veți auzi o voce interioară iubitoare sau vă veți afla în mijlocul altor persoane și veți auzi o melodie sau poate un mesaj unde veți fi în public, îl veți simți al dumneavoastră, vi se va părea direct vouă. Este un mesaj la rugăciunile voastre, poate ați cerut un sfat și vi se va răspunde în acest mod. Zice că veți auzi mai bine. Claritatea ta auditivă se va retrezi, să nu ai frică să ne asculți, că îngerii au nevoie să vorbească cu tine. Deci e nevoie să vă sintonizați cu frecvența îngerilor, să fiți atenți, să fiți prezent acum în acest moment. În general mă refer între ghilimele, pentru că vor să vă trimită mesaje. Ok. Haideți să vedem ce vor să vă transmită îngerii. Sunteți nehotărâți sau ceva vă va da peste cap? Zodia Leu zice, unitate dumnezeiască, înțelege că iubirea împărtășită este amplificată și are un efect de avalanșă în univers. Sunteți uniți cu alte persoane și Dumnezeu vă transmite să vă uniți cu El la rândul dumneavoastră și să înțelegeți că iubirea care oferiți altor persoane este amplificată și are un efect de avalanșă în univers care poate ajuta alte persoane. Dumneavoastră sunteți o persoană care folosiți foarte mult inima, vă place dragostea, vă plac cu oamenii, vă place să iubiți oamenii și văd că exteriorizați foarte mult acest sentiment de iubire și aveți menirea pe pământ să faceți acest lucru. Elevare. Este stringent necesar să iei în mod conștient decizia de a-ți eleva vibrația iubirii. Da, deci veți simți iubire în această săptămână. Veți evolua. Vă veți eleva în ce privește iubirea. Veți simți să oferiți iubire. Vă veți simți unul. Veți primi iubire din partea altor persoane și veți oferi iubire la rândul dumneavoastră. Haideți să vedem. Veți decide că veți dori iubire în viața dumneavoastră.
Haideți să vedem ce spune tarotul pentru zodia Leu. Ce se va întâmpla în această săptămână? Zodia Leu, ascendent în zodia Leu, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Ce va fi, cum va fi această săptămână? Ok. Nouăle de monede, wow, veți fi foarte fericiți, foarte echilibrați în ce privește fizicul dumneavoastră, mentalul, sufletul. Vă veți cumpăra ceva, văd că veți fi foarte întreprinzători, stabili economici, veți face ceva pentru dumneavoastră, o schimbare de look, vă veți cumpăra ceva, veți face cumpărături. Haideți să vedem. Ok. Sunteți nehotărâți, foarte nehotărâți. Sau s-a întâmplat ceva acolo care v-a dat peste cap. Deci, 8 de monede. Veți primi vești cât de repede în viața dumneavoastră, să faceți un drum sau dumneavoastră văd că faceți cumpărături sau vă luați un bilet de avion. Sau va trebui să... Sau veți face drumuri în ce privește independența noastră financiară, în ce privește munca. Dar văd că foarte mult stres și foarte multă responsabilitate pe spatele dumneavoastră. Veți termina un ciclu karmic, veți renunța la ceva, veți duce la sfârșit o situație care nu este ușoară, care nu vă face bine, care nu vă place. Aveți grijă că dacă este prea mult, poate duce la un dezechilibru fizic. Aveți nevoie să cereți ajutorul și altor persoane, pentru că aceste vești și aceste mișcări care cât de repede vor veni în viața dumneavoastră și va trebui să acționați, să țineți pasul cu ele, duce la acest stres, la această oboseală, duce la prea mult pe spatele dumneavoastră. Și văd foarte multă comunicare și foarte multă energie în ce vă privește. Asul de bețe îmi spune că veți da naștere la ceva nou. Veți avea mai multă energie, veți lua o hotărâre, veți dori să acționați. Da? Și văd pasiune, energie și putere. Un rege de monede. Fecioară, capricorn, taur, un bărbat concret cu picioarele pe pământ, poate veți începe ceva nou cu acest bărbat, poate mai multă pasiune între voi, dar văd că poate acest bărbat să vă simțiți singuri, abandonați, neajutorați, poate aveți lipsuri în ce privește iubirea, afectul sau poate chiar planul financiar. Cereți ajutorul altor persoane, că vi se va da ajutorul în care îl aveți nevoie. Poate veți intra în contact și cu zodia vărsător. Văd că veți renaște, vă veți vindeca, veți fi inspirați să luați decizii importante pentru viața dumneavoastră care vă va duce la foarte multă speranță. Veți avea mai multă speranță în viitor, veți fi mai încrezători în voi înșivă și văd că tot ce a fost mai rău veți da la spate. Da? Deci veți avea parte de vindecare și văd că aveți protecție divină. Sunteți protejați de divinitate. Steaua dumneavoastră norocoasă spune că veți avea parte de ajutorul care aveți nevoie. 9 de monede cu lumea spune că poate veți dori să mergeți peste hotare. Veți avea parte de... Poate veți intra în contact cu zodia Taur, Vărsător, Leu, sunteți chiar dumneavoastră. Și poate... Văd că veți avea parte de reușită ceea ce v-ați propus. Veți avea parte de premii meritate și... Văd că veți avea parte de noi începuturi, de satisfacere, vă veți simți împliniți în lumea dumneavoastră și veți intra în contact cu foarte multă lume. Cum spunea și aici Arcangelul Gabriel, că poate veți ține discursuri sau veți intra în contact cu foarte multă lume în jurul dumneavoastră. 8-ul de bețe spune pentru un nou început, pentru un nou loc de muncă sau un nou proiect
În ce privește poate un tânăr sau o nouă comunicare, veți comunica foarte mult în mesaje sau veți face un drum în ce privește locul de muncă, un nou job, unde veți manifesta tot ceea ce trebuie și aveți tot ceea ce vă trebuie să manifestați. Da? Văd și foarte multă muncă, da? Haideți să vedem. Dar văd că sunteți indeciși în ce privește un sfârșit. În ce privește o alegere, trebuie să sunteți între două lucruri, două situații și trebuie să faceți o alegere. Și poate acest dezechilibru și acest stres și responsabilități duce la această indecizie și la această confuzie. În ce privește un nou început sau un nou proiect sau nașterea ceva unei pasiuni, văd patru de cupe, ceva nu vă mulțumește, nu vă satisface. Nu e ceea ce doriți, nu e ceea ce vreți. Și s-a întâmplat ceva acolo care v-a pus pe gânduri. Ok. Un bărbat dorește o relație cu dumneavoastră. Vi se spune că veți face pace cu acest bărbat, va fi iubire, veți avea momente plăcute, o relație armonioasă de persoane care se iubesc. Dar aici, cinciul de monede, văd că ceva poate lipsește în relația dumneavoastră și duce la un blocaj, la o suferință. Poate există acolo o suferință, poate va trebui să vă luați un moment de așteptare, să spunem așa. Și acest lucru poate duce la suferință, dar văd că veți primi vești din partea unei instituții să plecați din nou la drum, să visați, să vă vindecați, un bărbat în semnul aerului, gemeni balanță, vărsător, un profesionist vă va ajuta, vă va sări în ajutor și veți acționa în ce privește dorințele dumneavoastră pe termen lung. Da? Deci veți ieși din această suferință, acest blocaj. Dacă aveți nevoie să cereți sfatul unui profesionist, cereți-l că este un bărbat mental, un bărbat conștiincios în care puteți avea încredere, vă poate da sfatul necesar pentru acțiunile dumneavoastră, pentru a face un drum, pentru a vindeca această suferință. Haideți să vedem. Ok. O femeie. Văd foarte multă dragoste sau o femeie joacă un rol important în lumea dumneavoastră. Poate o femeie va afla că este însărcinată și peste 9 luni va da naștere acestui copil. Deci foarte multă feminilitate. Aici, în ce privesc aceste vești, aceste drumuri pentru un nou job, spune că trebuie să dați dovadă de curaj și veți da dovadă de curaj, de control în ce vă privește și veți comanda, veți lua puterea înapoi în mâinile dumneavoastră și văd că veți avea parte de putere și veți fi un lider, să spunem așa, da? Deci un nou job. Și aici îmi spune de aceste responsabilități, această muncă și această confuzie o aveți din cauza că vă simțiți blocați și doriți libertatea, pentru că este o viață nesănătoasă, este o viață stresantă, ceva în jurul dumneavoastră vă oprimă, vă blochează, vedeți aici, și trebuie să luați o decizie. În ce privește acest caos și această nemulțumire, această naștere e din cauza unei agresiuni sau unei discuții nu tocmai pozitivă, poate în relația dumneavoastră sau la locul de muncă. Văd o putere foarte mare și poate o nervozitate și o ceartă. În ce privește bărbatul acesta, rege de monede, stați că am greșit. Ok. În ce privește acest rege de monede și această colaborare, văd că veți lua o decizie să faceți o mișcare, să ajungeți un target, da? Vă veți mișca sau ceva va evolua în ce privește relația dumneavoastră pentru stabilitatea dumneavoastră. Și aici spune un blocaj, e nevoie să comunicați mai mult,
să fiți mai deschiși, pentru că văd că sunteți blocați în ce privește comunicarea sau vă simțiți singuri și vi se spune e nevoie să vă deschideți, să spuneți ceea ce trebuie, cum a spus și aici Arcanghelul Gabriele. Cereți ajutorul său pentru a vă putea ajuta în ce privește această deschidere, a spune un adevăr. E nevoie să vă faceți auziți, de acolo este acest blocaj și suferință, abandon. Dacă e ceva, trebuie să vă faceți auziți, să fiți mai deschiși, să exprimați cine sunteți, ceea ce doriți și în ce privește iubirea, să spuneți ceea ce doriți de la această relație sentimentală. Văd că se va face un echilibru în viața dumneavoastră și doriți echilibru. În ce privește instituție, în ce privește o acțiune, pentru un nou început, pentru destinul dumneavoastră, este destinat să fie. Da, și în ce privesc dorințele dumneavoastră, văd că trebuie să vă ascultați intuiția. Să vă ascultați intuiția în ce privește acest nou început. Sau poate veți intra în contact cu un bărbat în semnul vărsătorului și veți acționa cu acest bărbat pentru a aduce un echilibru, pentru un contract, pentru a aduce un echilibru în viața dumneavoastră, pentru a avea armonie, pentru stabilitate. Dar vi se spune să considerați pro și contra, pentru că trebuie să luați o decizie aici, în ce privește un contract, și să vă luați timpul necesar să considerați și pro și contra în ce privește această decizie. Da? E nevoie de acest lucru. Da, acestea au fost spuse. Haideți să vedem și acest oracol de iubire. Am folosit foarte multe cărți astăzi. Pentru zodia Leu. Ok. Da, cineva v-a trădat sau e o suferință aici, o despărțire. Cineva v-a dezamăgit, v-a atacat, v-a șocat. Să aveți grijă la acest lucru. Văd o durere aici. Ok. Să vorbiți mai mult cu prietenile dumneavoastră, să dați timp prietenilor dumneavoastră, să mergeți mai departe, să fiți fericiți și singuri, să vă regăsiți fericirea și singuri și echilibru, să trăiți momentul, să vă distrați, să vă întâlniți cu prietenii, să conversați, să savurați momentul cu prietenii și văd că în ce privește relația dumneavoastră veți avea parte de pasiune, de iubire, de momente plăcute, de o iubire necondiționată din partea unei persoane. Vă veți îndrăgosti, veți da și veți primi iubire, vă veți distra cu această persoană și aveți o persoană acolo care există o chimie nesănătoasă, adică foarte mare, și vă placeți unul pe altul în același mod și văd că veți avea momente plăcute împreună, da? Există pasiune și iubire între voi doi și cred că veți întâlni această persoană sau poate deja o aveți unii dintre voi. Oamenii mei dragi, aceasta a fost etalarea săptămânii viitoare pentru zodia Leu. Dacă v-a plăcut, aș însemna foarte mult pentru mine să-mi dați un like. Și dacă nu v-ați inscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Oamenii mei dragi, Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii. Noi ne vedem la etalarea zilnică. Doamne ajută, sănătate, numai bine, la revedere!